deșeuri îngropate. Acolo este o zonă care aparține de apă, canal și unde ar trebui să fie un loc de depozitare pentru pământ. Strict. În schimb, ce am văzut acolo era doar pământ, erau materiale de construcție, erau betoane, erau tot felul de resturi care nu aveau ce căuta acolo și erau împinse frumos spre malul Cibinului. Așa că împreună cu Octavian Berceanu am sunat la instituțiile abilitate, în principal la Garda de Mediu, am sunat la 112 pentru că așa se face mai întâi și am stat acolo câteva ore bune ca să ne asigurăm că toate instituțiile sunt prezente și că se vor asigura că acea zonă va fi ecologizată, va fi redată naturii, va fi redată specificității sale, așa încât cetățenii acelui cartier să se bucure de o zonă curată și noi, sibienii, care suntem în aval în privința curgerii Cibinului, să ne bucurăm de o apă curată. Pentru că noi vorbim, de exemplu, de proiecte verzi și de amenajarea malurilor Cibinului. Însă cum putem să ne bucurăm de această bogăție pe care o avem și care este Cibinul, dacă el este murdar, dacă în el se deversează deșeuri, dacă în marginea lui sunt tot felul de deșeuri care au avansat chiar malul Cibinului cu o distanță considerabilă. Așa că ne-am bucurat foarte mult să avem o persoană valoroasă în politica de mediu, așa cum este Octavian Berceanu, o persoană care a zguduit un pic din țâțâni ceea ce era sistemul politic în zona mediului în România și să beneficiem de el și aici, la Sibiu. Nu am plecat până nu toate instituțiile au fost acolo și până nu am avut asigurarea că măsuri vor fi luate și nu doar punitive, ci corective, că acea zonă va fi curățată. Ne vom și asigura că acest lucru se va întâmpla când vom merge din nou în câteva zile, în câteva săptămâni, din nou pe teren. Aseară am fost și la Turnul Roșu, pentru că și acolo este o problemă de deversare într-o zonă a biodiversității care este specială în România, care este unică în România. Oltul care trece pe acolo, toată zona aceea este mirifică. Cu toții am comparat poate cu Elveția, pentru că occidentalii ar da orice să aibă o asemenea bogăție. Și iată că exact într-o zonă de refacere a biosferei se deversează deșeurile comune, fără niciun fel de atenție, atât pentru biodiversitate, pentru peștele pe care îl consumăm, dar și pentru frumusețea acelei zone minunate din natură. De aceea avem pe Andreea Anghel, care vă va da mai multe detalii despre asta. Trebuie să gândim Sibiul ca un oraș modern. Și un oraș modern se gândește metropolitan. Nu putem să spunem că în centrul Sibiului totul este curat, dar la marginea Sibiului poate să fie orice. Păi nu. Uite, de exemplu, aici este o legătură clară. Râul Cibin trece prin Sibiu și aduce tot ceea ce este în marginea lui. Așa că trebuie să ieșim din logica asta în care, domne, noi putem polua, putem ascunde mizeria sub preș, putem prin cartierele mărginașe ale Sibiului și ne considerăm cumva curați și verzi, ceea ce nu suntem încă. Este păcat, mai mult de atât, că instituțiile statului se sesizează doar când vine cineva cunoscut la Sibiu. Nu cred că este o coincidență că reacția a fost așa rapidă, că am avut un oaspete care este cunoscut în România pentru politica de mediu. Este bine totuși că s-au sesizat și ne vom asigura că acest lucru va duce la o schimbare profundă. Mai aveam câteva subiecte de mediu. Știți că sunt europarlamentari care se ocupă de mediu și de bugetul Uniunii Europene. Încerc să le combin pe amândouă, pentru că pentru mine politica de mediu nu este doar despre natură, nu este doar despre copaci, este despre dezvoltarea noastră economică. Pentru că înspre mediu vin foarte mulți bani de la Uniunea Europeană în următoarea perioadă și mai este despre ceva, despre sănătatea cetățenilor Sibiului, care, având în vedere starea spitalelor, ne dorim să fie cât mai bună și cât mai susținută de un mediu sănătos la Sibiu. Mai avem și alte teme legate de gunoaiele de pe Cibin, de proiectul de amenajare a malurilor Cibinului și de tot ceea ce înseamnă un Sibiu verde, dar și prosper. Însă voi pasa microfonul în acest moment și colegilor mei. Dacă